그러대. Ova, băi, nu știu cum le place la animale să tocmai. Da, la animale și la pupici, ceva extraordinar. Tocmai pe acolo să se perinde pe unde. Uite. Minunat. Asta e? Uite aici. Stai că mai e una. Până ce e, așa. Pasta de mazăre, merge niște... Ai de ajuns, atâta nisip și lăsăm gaura, știu, descoperi. Uite așa. Pune, pune. Am plantat-o. Și la degea poți să iei din asta. Da, tata, uite, o să pun peste la ce ne-am pus înainte. Uite, să-mi ideea e că într-o grădină cam poți maximiza spațiul ăsta, în sensul în care dacă ești foarte atent la timingul ăla, când iese fiecare, când îl poți culege, după ce poți culege o legumă, zic, poți să pui repede un răsat în spațiul respectiv, să nu lași spațiu gol. Poți să faci, cum ai zis, cu ridic și... Da, da, sau să faci chestia asta. Ia să ridic și după aia continuă mult. Ridic, la ridic de lună te referi? Sau? Da, da, da. Un pic de lume pe ăsta de iarnă sau perioada de vegetație lungă și apoi. Dar iară, la fel poți face, să zic, culești ceapa și pui salată, să faci și răsaduri de salată. Aici, aici ai pus, nu? Aici ai pus. Adea. Tot în regulă când se termine cu bine. Roșior să mă... Și ideea în principal cu mulți o să ar trebui că, adică ar fi că mai tot trebuie aplicat din când în când. Când vezi că se subțează prea tare, mai vii cu motor, motor coasă, da, da. Vii cu motor coasă și mai tragi un pic. Așa face și la mine, în grădină și apară de acolo. Hai zi pe mijloc. Da, exact așa îmi face, prin mijlocul straturilor, se aruncă voi așa pe burtă. Tot. Unde îi se pare că e mai afânat, mai frumos, unde sunt plantele mai mici.